La fel ca la nivel național și în județul Mehedinți, sporul natural s-a menținut negativ în luna ianuarie a acestui an. În perioada de referință, numărul născuților vii a fost în scădere cu 14 persoane, în timp ce numărul persoanelor care au decedat a fost cu 55 mai mare. Sporul natural este negativ în județul Mehedinți. S-au înregistrat mai multe decese anul trecut comparativ cu 2021, iar numărul nașterilor este considerabil mai mic raportat la aceeași perioadă de timp. Mișcarea naturală a populației a avut următoarea evoluție în luna ianuarie 2021. În luna ianuarie 2021, numărul născuților vii a fost de 149, în scădere cu 35 de copii față de luna precedentă, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent, în scădere cu 14 copii. Numărul deceselor înregistrate a fost de 377, în scădere cu 68 de persoane față de luna precedentă, iar comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în creștere cu 55 de persoane decedate. În aceste condiții, sporul natural a continuat să fie negativ, minus 228 decedații, având excedent față de născuții vii, într-un număr mai mic față de cel înregistrat în luna precedentă și mai mare față de cel înregistrat în luna corespunzătoare din anul precedent. În luna ianuarie 2021 s-a înregistrat un deces la copiii cu vârsta sub un an. În luna precedentă s-a înregistrat un caz, iar în luna corespunzătoare din anul precedent nu au fost cazuri. Anul pandemiei de coronavirus a scos în evidență o serie de cifre îngrijorătoare privind populația județului Mehedinți. Având în vedere că pandemia nu s-a încheiat, autoritățile trag un semnal de alarmă și fac apel la populație pentru a respecta normele anti-COVID, precum și la vaccinare, pentru a evita viitoare decese din cauza coronavirusului.